Hei, ce faceți băi și fete? Iată-ne la un nou episod din Five Nights at Freddy's AR. Și nu știu dacă ați observat până acum, dar avem o calitate audio mult mai bună. Atât vocea mea cât și a jocului. M-am decis să fac în sfârșit niște episoade în camera mea. Nu prea are rost să mă chinui să mă duc prin pădure, în frig și alte chestii, doar pentru a prinde niște animatroni. Primul episod a fost mai mult așa de test, încât să... nu știu... într-un fel mai special. Astăzi scopul nostru este să prindem cât mai mulți, să ajungem în top și vă mulțumesc pentru sfaturile oferite și pentru animatronii trimiși de către voi. M-ați ajutat foarte mult, m-am uitat la câteva tutoriale și am... ok. Am ținut cont de sfaturile voastre. Știu că am ajuns în top 15 player ce... a avut cel mai multe strike-uri și mi-ați trimis destul de mulți animatroni. Voi pune doar secvențele importante. Și unde e Endo-ul? Aici. Bun. Bun. Pe lângă asta, am farmat destul de mult. Hai să terminăm cu Endo-ul ăsta. Jocul a avut niște bug-uri ieri. Inițial voiam ieri să filmez un episod, dar nu știu. Efectiv nu mai exista un animatron pe hartă și nu aveam ce să fac decât să mă lupt cu Shadow Bunny. Unde ești partea asta? Animatronii au devenit mult mai agresivi. Cu cât avansez în joc, cu atât devine mai complicată treaba. Nu uitați, dacă vreți să continuăm seria asta, sprinte, nenorocitule! Dacă vreți să continuăm seria, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Bun, din câte ați observat, nu mi-am folosit mai deloc flashlight-ul. Ok, e chica de data asta. Partea asta. Jocul devine foarte simplu dacă... te prinzi de mecanicile fiecăruia. Pot spune că Baby și Springtrap sunt unii dintre cele mai grele personaje din joc. Dacă ai ghinion, o să-l prinzi pe Foxy. What? Ce-a fost asta, băieți? Ce-a fost asta? Adică ai văzut-o pe cica stânga-dreapta Michael Jackson? Mai vine cineva? Nu? Am ocazia să vă arăt ce am adunat în zilele astea, ce am farmat, dacă pot să spun așa. Bun, deci am cele 4 sloturi deblocate. Da, îl avem pe Freddy. Am făcut rost de Bunny, chica. Bun. Aici, procesoarele. În cazul în care nu știți ce sunt procesoarele, e bine, de exemplu, dacă aleg animatronul Bunny și aleg procesorul Freddy, Bunny se va comporta ca și Freddy în cazul în care vă trimit un animatron vouă. Deocamdată vreau să-l las pe Freddy. Bun, moduri. Am făcut rost de Gear Regulation, Hydrostatic Booster și cele două duct tape-uri. Sincer, habar n-am cu ce mă ajută. Mi-ați trimis o grămadă de animatroni și vreau să vă mulțumesc aici la Friends. De asemenea aici v-am pe toți. Salut, Kike-san. Da. Sper că vă vedeți numele aici. Sunteți o grămadă de persoane. Să verificăm dacă e vreun animatron prin jur. Deocamdată nu am pe nimeni. Bun, o să dau un repair. Hai să îi adăugăm și pe Chica și pe Bunny. Mergem la assemble. Aici, Bunny. Bun. Cum dau? Ok. CPU. Aș vrea ca Bunny să se comporte ca Freddy, de exemplu. Da. Aici o să dau o Hydrostatic Booster. Ok, stai, am înțeles. Hai să-i le adaug toate lui Bunny. Nu știu. Probabil, deocamdată Bunny o să fie caracterul meu principal, înlocuindu-l pe Springtrap, deocamdată. Bun, și... Chica. Aici nu mai am niciun mod pentru Chica. Deploy. De fapt vreau să-l fac mai puternic. Cum fac asta? Ah, ok, apăsăm aici pe 0 și adăugăm
2 din păcate. Da. Și hai să profităm de ocazia că nu avem niciun animatron și să-l capturăm pe Shadow Bunny. Haide. Bun. Acum trebuie să apară Shadow Boomer. Aici erai. Vino încoa. Ok. Și trebuie să fii pe aici. Și l-am capturat pe Shadow Bunny. Bine, l-am învins. Și avem 4 stricuri. Stricuri, mă, nu strike-uri. Eu mă gândeam la bowling. Bine să crezi. Și aici vreau să mă duc la assemble și să adăugăm 33 remnant. Bun, l-am făcut mai puternic. Și dacă tot, hai să-l trimitem către un prieten. Oh, super, n-am niciun prieten. Uite, către Eugen îl trimitem. Ok, Eugen, sper să te bucuri de cadoul meu. Am revenit și motivul la care am revenit este pentru că nu știu ce se întâmplă cu contul meu principal. Efectiv, am încercat, am așteptat și pur și simplu nu vin animatroni pe mapă. A trebuit să reinstalez jocul și să-mi pierd tot progresul. Deci mi se pare o prostie totală. Nu știu dacă e doar de la mine, dar din câte am înțeles nu poate fi doar de la mine. Am mai avut eu o tentativă de filmat. Din păcate mi-a dat crash USB-C-ul. Oh my god. Dar cineva mi-a spus că se întâmplă lucrul ăsta după un timp datorită faptului că te obligă într-un fel să bagi bani în joc și mi se pare, adică dacă chiar într-adevăr e adevărat, înseamnă că Scott n-a făcut decizia cea mai bună. Înțeleg, trebuie să-și scoată banii băieți, dar nu să limitezi jocul free încât să te oblige să bagi bani. Astfel, nu înțeleg ce-l mai faci free dacă totuși. Cred că s-a gândit un fel de, nu știu, monstru. Trebuia să pună o informație acolo, ceva. Adică playerul să intre într-un progres mare, iar apoi după bam să se ducă totul dracu. Nu mi se pare tocmai ok lucrul ăsta. Ori e contul meu buguit și nu știu de ce. Ori nu-mi dau seama. Bun, să fim atenți la bulangii ăștia. O să revin când o să reușesc să fac 5... Când stă în cap 5, ce mă? Nu strike-uri, strike-uri. Nu mai te gândi la bowling. Oh. Bun, mă cam piși pe mine, dar eu zic că e bine. Între timp am cumpărat și 3 extra battery. Ca să fiu bazat. Și să sperăm că Foxy nu-și va face prezența astăzi. Pentru că e al dracu de greu și animatronul ăla. Ok, știu partea asta. Băieți, voi fi mai concentrat decât de obicei, deci dacă... Tac, să nu vă faceți griji, pentru că sunt doar eu și animatronul în joc. Cât de cringe a sunat asta. Dar nu contează. Contează să trecem peste nivelul ăsta. Uite că n-am dat pe doar în bec. Asta îmi face treaba mai ușoară. Să sperăm că, după cum am spus, Foxy e o durere în cur. Să sperăm că nu va apărea. 59, am să mă uit la bulangii ăștia ca să mai trag de timp. No, Chica e pe bine. Fine, fine. Și am văzut în depărtare mai mulți animatroni. Sunteți puși pe treabă, băieți. Bun. Știu partea asta, nu? Hai, Chica. Știu că vrei. Știu că vrei. Iar am făcut. Sunt bătut în cap rău azi. Yes! Bun, bulangilor, să nu veniți.
Aveți răbdare, aveți răbdare. Toți într-un loc, toți într-un loc. Ca la grădiniță. Nu, bulangiule, te-am văzut, fii al drag. Puteți să-mi trimiteți în continuare enduri? Nu mă supăr. Sau frediuri. Frediuri. La plural, cum se spune, cicacici? Fuck. E modat. Băieți fără moduri. Plus. Gen apare în partea asta și după dispare. Ca Ernest. Bam, te-am prins. Te-am prins! 7. Bun, orice dar nu Foxy, orice dar nu Foxy. De preferat fără baby. De preferat Springtrap, ca să-l aud și eu. 53%, hai că putem să rezistăm cu atâta. Bun, bulangilor. Stai mă! Ok. Luase razna. Bun. Hai. Bulangerii. Bun. No! Cine ești? Ok, banii sau cica. Bam. Ok, ok. Bun. Aolo, ce dracu s-au de pe fundal? Bate toba. Hai banii, nu fi rău. Hai, bine. Yes! Dar mă întreb cum l-am prins, adică a dispărut și a reapărut. Cred că a fost ăsta mai mult noroc. Oh my god. 8 stricuri, băieți. Cred că asta a fost mai mult noroc, mă jur. Bun, hai să trag mai mult de timp. Uitându-mă la animatroni. Bun, bine, e bine. Bine. Câștig și mai multă baterie. În fine. 53%. Yes! Te-am prins! Holy fucking shit, guys! Sunt atacat din toate părțile, efectiv! Să încercăm să mai tragem de timp. Ce să mai tragi vreo de timp? Te-am prins pe tine! Yes! Yes! Suntem aproape. Măcar 30%. Ok, Minecraft. Hai mențete. Și bateria aia nu funcționează? Nu se reîncarcă? Ok, ar trebui să trag de pulă. What? Springtrap! Ok. Nu mă aștepta la asta! Mi-a lăguit jocul, nu pot să... Like all who have stood before me. Nu! Nu! De ce mi-a lăguit jocul? Oh. Futu-s morții! Eu spun că ajunge pentru astăzi. Am ajuns undeva la suma de 11 stricuri. Zic eu ok. Adică... Nu știu dacă am ajuns în leaderboard. 42! Ești tâmpit? Mă pot vedea cu celălalt cont. Și anume, unde ești, mă? Eugenie. Nu știu, am încercat toate metodele, nu știu, mi-am schimbat numele, am reinstalat jocul, degeaba. Nu mi-apare animatron pe map. Dacă mai vreți să continuăm jocul, deși deocamdată nu prea mai e content în el, adică animatronii ce lipsesc în seria mea sunt Baby, Balloon Boy și ocazional Foxy, deși Foxy nu e cine știe ce noutate, pentru că am reușit oarecum să îl dobor, elimin odată. Baby, în schimb, la fel, data trecută, când am jucat off-camera, la fel am reușit să o elimin. Și...
Cam asta e, Balloon Boy, sincer, nu mi-a apărut. Ceea ce am vrut astăzi a fost să văd dacă pot să-mi dobor recordul și să-mi fie prezent Springtrap. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți în continuare, când se va lansa un nou update, unde vor fi prezenți Glitchtrap, Lefty și Plushtrap. Și da, eu am fost Eugene, nu uita să lași un like și să te abonezi. Ne auzim data viitoare.